Bună ziua, prieteni dragi, din nou la un nou podcast. Cum v-am promis, o să vă aduc aici oameni care au reușit în viață prin muncă, prin strădanie, oameni de succes și exact cum spuneam eu, ca să poți să ajungi sus, trebuie să începi de jos, de cel mai jos, de cea mai joasă poziție. L-am alături de mine pe un domn care a început de la vânzător, a trecut la șofer și acum este antreprenor și l-am invitat aici ca să vă povestească și vouă și să prindeți încredere că doar prin muncă, prin seriozitate, prin disciplină, prin multă ambiție poți să reușești și doar furând meseria, cum a spus, poți să înveți. Sunt cu domnul Liviu Sterea. Salut, Liviu! Salut, domnul Sorin! Și l-am invitat aici ca să ne spună povestea. E o poveste interesantă, e povestea unui băiat care a început dintr-un orășel de provincie și a venit în București cu ambiție, cu curaj și o să ne povestească mai multe. Spune, Liviu, cum ai început? Păi am început încă de mic. Cred că aveam 15 ani. Părinții mei, noi având posibilități foarte mari, vedeam la prietenii mei o bicicletă mai bună sau o pereche de încălțăminte. Deci ai crescut în familie săracă. Mai ok, da, exact. Și de la sfârșitul clasei a 9, în vacanța de vară, m-am angajat pe șantier. Te-au trimis părinții sau ai vrut tu? Nu, am vrut eu. Ei au zis, stai liniștit, nu e de tine, ești destul de mic, aveam 50 de kilograme. A zis, nu e munca pentru tine, mai ales pe șantier. Și am zis că nu, îmi doresc foarte mult să lucrez, să pot să reușesc să fac ceva, să-mi strâng banii. Ai văzut la alți colegi sau cum de se aminte așa ideea? Aveam prieteni mai mari în cartier care lucrau în domeniul ăsta. Și ei te-au influențat. Și mi-au zis, da, băi, uite, poți să vii în vacanța de vară, poți să vii să lucrezi cu noi. Uite, ăștia sunt banii, e ok, o să stăm pe lângă tine, nu o să te muncim foarte mult, o să fie bine. Și ce făceai acolo pe șantier? De toate, de la încărcat, descărcat, păi îmi amintesc că prima dată am nimerit la o grădiniță. Se făcea hidroizolația și trebuia să decoperteze tot acoperișul, să taie toate straturile alea de smoală, erau 7-8 straturi turnate. Deci aveai 14 ani, nu? 15 ani. Și atunci tăiam cu târnăcopul, cu ce ne dăteai acolo, cu tăpoarele și trebuia să strângem, pe urmă să curățăm până la placă. După care veneau materiale, se turna ciment, se turna beton și veneau sacii de ciment. Meșterii stăteau și pregăteau, să zic așa. Și voi dădeați la mână, cum ar veni. Și noi dăteam la mână. Cam asta aveam de făcut, după care se mutau lucrările la rigips. Și lucrai toată vara acolo? Și lucram toată vara, mai puțin ultimele două săptămâni. Când erau de distracție, nu? Da, le opream pentru distracție. O săptămână mergeam la mare și o săptămână mă întorceam acasă să mă odihnesc, mergeam, făceam ceva cumpărături pentru școală, îmi luam alte haine noi. Nu cheltuiai toți banii la mare, nu? Nu cheltuiam toți banii, aveam grijă deci, să nu, că știam cum i-am făcut. Aveam niște bătături de mic, în palme, nu? Exact. Îmi amintesc că mergeam la turnări, nu prea erau cu betoniere pe vremea aceea și se făcea materialul sau nu aveau cei care se ocupau de firma respectivă, nu avea betoniere. Se făcea materialul la mână și la vremea aia se punea și var în ciment. Da, mi-aduc aminte, da. Și ajungeam acasă, îmi făceam baie și la 10 minute după ce ieșeam din baie încă aveam picioarele albe de la varul ăla. De la varul ăla, da. Plecam seara, ieșeam un pic cu prietenii după muncă și îmi luam pantaloni lungi numai să nu se vadă varul ăla pe picioare. Unde ieșați? În club? Acolo, în... Nu cluburi, la bloc, în spate. La bloc, în spate. Da, aveam un părculeț acolo în oraș, mai mergeam. Și stăteați la o poveste, nu? Stăteam la o sămânță. La vremea aia mâncam semințe multe, da. Și cât ai lucrat așa, în fiecare vară, în fiecare vacanță? În fiecare vară până la 18 ani, până am terminat liceul. Deja am luat. Și programul era același, lucrai două luni și exact, o săptămână mare și restul... Da. Interesant. Și, ai fost disciplinat de mic. Asta e foarte important, să fii disciplinat și să îți calculezi banii și să știi exact unde îi repartizezi, da, nu? Da, pentru că munceam foarte mult pentru ei, chiar foarte mult. Îmi amintesc că la un moment dat se ridica la o clădire cu 4 etaje, se ridica pe scripete cu funia, ciment, nisip, chestii de genul ăsta și la vremea eram singurul care făceam. Erau 3-4 meșteri și eu singurul care trebuia să-i ajut. Și trăgeam atât de mult de gălețile alea și de funia aia încât îmi curgea transpirația în ochi. Dacă era un ucenic la 4 meșteri. Și mă uscura, nici nu mai vedeam nimic, că ea mai dă-i și până la un moment dat când chiar încercam să dau totul acolo. Ți-a prins bine, vezi? Da. E foarte important asta, ți-a prins bine că ai muncit verile și ți-ai creat o anumită disciplină și
Ți-ai învățat să-ți gestionezi banii, o parte merge la mare, o parte cumpărăm rechizite pentru școală, nu? Adică de la început ai, da, ai făcut chestia asta. Îmi doream să ajung în București să-mi cumpăr o pereche de Adidas de la Unirea, că își luase un... Un prieten, da, exact. Și ți-ai îndeplinit visul până la urmă? Luat, da, exact. La urmă mi-am luat. Te rog. După care am terminat liceul, îmi luasem de mult gândul la facultate, știam că nu... Fiind din provincie, nu aveam. Îmi trebuia să stau și la un cămin ceva, știam că părinții mei nu... Adică erau niște costuri pe care nu ți le puteai, exact, permite. Nu, chirie, da, mâncare, da, haine... Da. Și am zis că imediat după liceu, zic, trebuie să mă angajez. Mi-ar fi plăcut să lucrez ca șofer, asta îmi doream eu. Îmi doream să conduc. Ai văzut pe cineva eu, sau... Nu știam eu ce implică, mi se părea mai ușor decât în construcție. Aha. Zic, stai la volan, conduci și e mult mai ușor. Așa nu-i m-am praf, imaginat. Nu-i mizerie, nu, da, e exact, var, nu e... Curat, mai pui o muzică, cam asta e. Și printr-o cunoștință am ajuns în București, la un magazin alimentar, undeva pe la capăt, pe la Progresul. La Piața Progresul? La capăt la Progresul. A, la capăt. S-a făcut un Dedeman acolo. Aha, aha, chiar, da, da, știu. Pe strada Acțiunii. Deci n-ai fost departe de Giurgiu, că e tot înspre, da, Giurgiu, exact, acolo. Da, exact, mai aproape, da? Toate că prima dată când am ajuns, am mers din nou acasă undeva la... Ce era, butic de ăsta de cartier, așa, magazin de ăsta alimentar, nu? Uh-huh. Cu de toate, nu? Magazin alimentar, uh-huh. La un moment dat făcuse și o terasă. Și aveai casă de marcat, halbă, aveai cu... sau pe da, caiet? Da, da, cu casă de marcat, cu tot ce, uh-huh, ce era lege atunci, da. Și mai aveai vreun coleg sau erai singur în magazin? Nu, eram singur. Eu deschideam, eu închideam. Tăteam de dimineață. Te ajuta și asta foarte mult, că vedeai când vine marfa, nu? Exact. Făceai registru de casă. Da, da, da. Mă învățase doamna care avea magazinul, mă învățase cum să lucrez. Fiind asta, cred că asta primele ce două, trei. Ce bani zădea la vremea aia? 400 de lei. Cât era salarul pe vremea aia de minim pe economie? Păi, mai ții minte? Cam vorbim așa, de 2006, 2000... Jur de 500 de lei, 2006. În 2006? Acolo, da, 500 de lei. Da, deci aveai salariul minim pe economie. Da, da, exact. Și mai da, făceai, îți mai lăsau clienții ceva, își, da, pagă ceva? Da, da, da. Îmi lăsau că eram genul care, dacă venea o bătrânică... Erai serviabil, așa, nu? Foarte serviabil. Dacă venea o bătrânică și vedea că am niște cartofi foarte ok la vânzare și prețul era bun, zicea, aș fi luat și eu un săculeț de ăsta, dar are 10 kg. Zic, păi stai, doamnă, stați, doamnă, zic că... Închid și mai repede cu dumneavoastră, că nu se întâmplă nimic. Puneam repede un afiș, revin în 5 minute și făceam super și asta dacă era nevoie. E foarte important asta. Da, și atunci oamenii veneau cu drag, magazinul mergea bine, doar că scopul meu era altul. Și tu îți doreai ceva mai mult. Eu vroiam să fiu șofer. Acolo magazinul era în fața depoului de tramvaie și mai erau băieți de acolo care știau că vor să mă angajez ca șofer. Zicea, lasă că vii... La noi, Vatman pe tramvai sau ceva de... Vatman forever, cum ziceam, da, de la... Doar că nu-mi plăcea stilul ăsta, da, de transport, da, persoane, mi se părea foarte greu. Nu puteai greu să iei stânga-dreapta, numai înainte, părerea, da, tramvai. Numai, exact, exact. Și atunci mi-am strâns bani pentru școala de șoferi, am făcut școala de șoferi în București. Din doar... salariul care l-aveai tu... Da, din salariul pe care... Dar unde stăteai liviu perioada aia? Îți permiteai să și plătești chirie, nu, să și... Nu, oamenii la care am lucrat mi-au... Ți-au oferit și cazare. În casă aveam camera lângă camera copiilor lor. Ah, perfect, super. Adică... Era greu pe salariul minim să, da, da, plătești chirie în București, să și mănânci, să și... Exact. Eu fiind un copil, aveam 18 ani, tot ca un copil mă vedeau și atunci au văzut că sunt cu minte și au avut grijă asta. Da. Mi-am strâns banii pentru școala de șoferi, am făcut școala de șoferi în București, a trebuit să dau de permis în Giurgiu pentru beu, că am buletinul luat, de Giurgiu, nu? Da, beu. Și... Am luat și permisul. Dacă ai avut școala în București, în Giurgiu era deja, da, era, parfum, era pistol cu apă. Chiar s-a uitat cel care m-a examinat pe dosar și a zis, a, tu ești mecher, ai făcut școala la București. În București, da. Ia, iau-o pe acolo. M-a plimbat un pic mai mult decât pe cei ceilalți care erau în mașină, da. Și la un moment dat terminase, eram în spate, coborâse cele două fete care au fost cu mine în mașină și mie nu-mi spusese nimic. Ai luat, n-ai luat. Stăteam pur și simplu în spate și s-a uitat în oglindă. Ce cauți, mă, aici? Păi, ia ce-am viteză. Făcut? Am luat, dă-mă drumul de aici de aici și semnează actele. După ce am ieșit de acolo, norocul a fost că l-am întâlnit pe un instructor care era prieten cu tata și i-am zis, uitați, eu ar trebui să mă întorc la București, zic, dacă tot am luat și sala și traseul în aceea zi, credeți că aș putea să îmi dați și permisul? Ce-mi cer tu? Hai, du-te, caută și tu să vii cu o sticlă de whisky și poate după 3-4 ore scoatem și permisul. Și m-am dus să-mi amintesc că era sora mea la spital cu băiețelul ei, cu nepotul meu, că era răcit. M-am dus până la ea,
După care m-am întors și m-am întâlnit cu instructorul și mi-a dat și permisul după câteva ore. Frumos. Și m-am întors la București cu permisul în buzunar și cu gândul să mă angajez ca șofer. Ca șofer. Da. Doar că am început să caut anunțuri, toate anunțurile începeau, angajez ca șofer categoria B, experiență minimă 2 Clar. Ani. Și am început să sun. După ce am sunat la 3-4 anunțuri, toate au zis... Vă spun că sunt, vă bazați pe mine că am experiență, nu? Da, mă întrebau de cât timp ai permisul, zic de... Ieri. De 2 luni. Sau poate aveam o săptămână, că nu mai aveam răbdare. Da. De 2 luni, ne pare rău, nu se poate, dacă n-aveți experiență. Zic ok, zic, voi trebuie să fac altceva. Așa era pe vremea aia, cum ați ia și cu o zi, terminat azi, mâine te angajează, că nu mai au șoferi. Exact. Și aveam un prieten care, eu îmi doream foarte mult să fiu în locul lui, era șofer de senator și venea tot timpul la costum, aranja. Prieten cu care am copilărit acolo vreo 2 ani, să zic așa, un an și ceva, care eram destul de prieten cu el. Și zic, bă, zic, îmi place jobul tău, mi-aș fi dorit și eu, zic, dar uite că trebuie să mai treacă timpul. Și atunci mi s-a ivit ocazia să mă angajez ca ospătar la un restaurant. Restaurant pe malul lacului Floreasca. Ce profil era? Mâncare românească, tradițională? Era cu circuit închis, era mâncare românească. Ce înseamnă circuit închis? Făceau doar petreceri? Făceau doar evenimente. Ah, evenimente. Botezuri, nunți, petreceri private. Da, era un restaurant. Un fel de salon de evenimente. Da, mergea foarte bine la vremea aceea. Era pe malul lacului, aveau și ponton, aveau 3 saloane. Era foarte ok, foarte ok. Și acolo nu știam, n-am făcut niciodată meseria asta. Nu, dar nu știam doar să stai o perioadă până trec un an și ceva, exact, decât ți-ai luat carnetul, exact, ca să poți să te duci șofer. Doar că am ajuns acolo unde m-am angajat undeva prin, eu am luat permisul în ianuarie, undeva prin martie am ajuns la restaurant. Ok. Era postul Paștelui. Era o lună și ceva în care nu se făceau evenimente. Ajungeam dimineața, serveam o cafea cu șefii de sală, cu colegii de acolo, după care măturam prin salonaș sau ce mai făceam noi. Da, neavând experiență, neștiind. Exact, da. Bine, cam toată lumea făcea asta pentru că nu era altceva de făcut. Și mai se ridica șeful de sală, vrea să mute niște mese, vrea să mai se uite, să se pregătească pentru următoarele luni ce urmau. Și eu de fiecare dată mă ridicam. Haideți că vă ajut eu, haideți că vă ajut eu. Eram lângă el. El m-a văzut că vreau să muncesc și a început, băi, uite, să apropie evenimentele, tu nu știi meserie, că îi povestisem că nu am mai lucrat în domeniu, hai să te învăț. Și a început să mi pună cu farfurii pline, cu apă, uite, ia 3 farfurii, ia 5 farfurii, du-le la masă. Tot așa, în momentul în care au început evenimentele, deja eram pregătit. Știam să desfac o sticlă de vin, știam să fac un șpriț, să fac un șpriț cu bule ca să-i placă clientului, să-ți dea o șpăguță. Și atunci a fost o perioadă foarte bună. Salariul la vremea aia, ca ospătar, era 550 de lei. Colegii mei, fiind mai vechi, aveau 750 de lei, că vorbeau, se lăudau între ei acolo. Și plus paga de la evenimente, 50 de lei, 70 de lei, 100 de lei la vremea. După vreo 2 luni de zile m-a chemat managerul în birou și mi-a zis, băi, îmi place de tine, am văzut că nu dai înapoi, stai până dimineața la evenimente, nu cer să fii înlocuit, pentru că aveam omul și masa, cam așa era regula acolo. Nu, ca să fie servirea bună. Nu se puneau băuturi pe masă, toate băuturile se luau de la bar, aveai un gheridon lângă tine, o măsuță în care îți ținai băuturile la gheață, la tot ce trebuia și în momentul în care vedeai că se golește paharul de vin omului, trebuia să-i faci plinul, să ai grijă să nu-i lipsească nimic. Mm-hmm. Și mi-a zis, uite, colegii tăi au 750 de lei, îți fac și ție la fel salariu, pentru că... Meriți. Meriți, da, exact. Și asta, eu tot cu, chiar dacă a fost o perioadă bună și am strâns ceva bănuți... Tot la șoferie te gândeai. Tot la șoferie mă gândeam, doar că era destul de îndepărtat, gândul atâta timp cât îmi mergea bine și făceam bănuți. Doar că a venit criza din 2008, 2007, 2008 atunci, da, când s-au dus cu evenimentele. Aveau 3-4 evenimente pe seară și la vremea aia porul nu mai avea nimic. Deja pentru următorul an nu mai erau evenimente. Și au făcut concedieri, nu? Și n-au făcut concedieri. Fiecare care a vrut să plece a plecat, le-a zis, băi, eu asta pot să vă ofer doar salariu de bază, nu o să mai aveți și pagă, vedem ce se întâmplă. Managerul de acolo m-a preluat pe mine. Mi-a zis, uite, eu o să-mi deschid un alt restaurant, aș vrea să mergi cu mine și să lucrăm acolo, dacă ești ok. Zic, băi, pentru început, ce salariu mi oferiți? Asta m-a interesat. Mi-a spus un salariu, 12 milioane la vremea aia.
era destul de puțin. Am acceptat, dar am zis accept doar pentru moment, pentru până că nu găsești ceva mai bun și plătești mai bine. Da. Și atunci veneau băieții cu chifle la restaurant, lucrau la fabrica de pâine și creasem o legătură de prietenie cu ei. Întrebam ce salariu au, aveau salariu 22 de milioane, lucrau 4 zile cu 2 libere, erau pe mașină, 2 în același timp, mai râdeau, mai glumeau, lucrau împreună, era ușor, mi se părea mie că e ușor. Și zic, poate îmi face și mie un loc acolo dacă e nevoie. Ne zic, băi, momentan nu e nevoie, dar oricum dacă ne vedem aici, ceva, te anunță. La câteva luni de zile mi-au zis băieții, băi, uite, avem nevoie, dacă poți să ajungi la un interviu. Zic, ok, unde trebuie să ajung? Păi, la fabrica de pâine. M-am dus la fabrica de pâine, am vorbit cu directorul de vânzări, care el se ocupa și de angajări. I-am lăsat CV-ul și l-a pus peste un morman acolo de alte CV-uri. Și zic că am venit din partea lui Gabi și a lui Florin, care lucrează aici. Da, 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 știu, mi-au zis. Dar tot acolo a lăsat CV-ul. Și am plecat. Nu aveam ce să... Dar nu mai stăteam. Normal. După ce am plecat, i-am sunat pe băieți. Zic, uitați așa, așa a procedat. Băi, n-are cum. Du-te înapoi. Zic, stai un pic, că e cu cineva în birou. Că am sunat, aveau portar, am sunat la poartă, am vorbit cu fata de la poartă, ea a sunat, a zis imediat că sunt cu cineva. Am stat vreo 10 minute, după care m-a chemat, a zis că poți să te duci la el. Când am ajuns la el, mi-a zis, băi, cineva acolo sus pe tine te iubește mult. Zic, păi de ce? Ce s-a întâmplat? Zic, v-a sunat băieții? Nu m-a sunat niciun băiat. Doar ce a ieșit un băiat din birou care și-a dat demisia. Am pus CV-ul tău acolo că nu aveam nevoie în momentul de față. Zic, primul care îl iau la mână, pe ăla o să-l angajez. Dar băiatul ăsta mea care are ceva hernie, ceva probleme cu spatele. Și nu mai poate lucra. Și nu mai poate lucra începând de acum, nu de peste o săptămână, da, două. Așa că mâine dimineață la ora 5 să fii la, de fapt nu, la 6:30 să fii la fabrică. Cei de la firmă știau că îmi caut de lucru în altă parte și în momentul în care o să-mi găsesc, o să plec. Și atunci m-am întors la ei la restaurant, le-am zis că asta a fost tot. Mi-am luat la revedere și a doua zi am fost la fabrică, nu la 6:30, la 5. La 5 dimineața eram pe rampă, toată lumea m-a întrebat pe ce traseu sunt, ce caut acolo. I-am zis că sunt nou, că sunt pe Colentina. Păi da, dar colegii tăi vin la 6:30, până la 6:30 deja îi cunoșteam pe toți. Și de la aprovizionare și șoferi, cam pe toată lumea. Au venit colegii și am început lucrul la pâine. Salariul era foarte ok, 22 de milioane, mai făceai și o șpăguță, banii ăștia îi foloseam, îi puneam acolo în mașină, eram doi pe mașină și îi puneam. Și împărțeați la sfârșit. Îi împărțeam la sfârșit, mâncam din ei la prânz și ce rămânea îi împărțeam. Cam asta era. La un moment dat, după un an și jumătate de lucru, m-a chemat directorul în birou la el și a zis, Liviu, uite, eu sunt foarte mulțumit de tine, ți-ai făcut treaba foarte bine, ai fost punctual, dacă am avut nevoie să vii din liberul tău să înlocuiești pe cineva, ai venit. Șeful nostru, mare patronul, și-a deschis un magazin de carne și are nevoie de un băiat de încredere acolo și eu m-am gândit la tine. Zic, dacă credeți că e ok pentru mine, eu mă duc, nu mă deranjează, n-aveam ce să zic. Și a zis, bine, uite, o să te conducă cineva până acolo. Am plecat cu alt coleg, m-a dus la măcelărie, am coborât în birou la patron acolo, am făcut cunoștință, îl cunoșteam doar din vedere, așa nu vorbisem niciodată cu el. Și a zis, uite, ce am eu de gând să fac, ăsta, salariul tău va fi 1600 de lei. Zic, păi stați un pic, că eu la pâine aveam 22 de milioane, cum îmi dați 16 milioane. Și a zis, este o firmă la început de drum, programul tău nu va fi același ca la pâine, va fi un program mai scurt, o să vii la 9, nu mai vii la 4 dimineața, 5 dimineața, pleci la 2, nu sunt prea multe de făcut aici, stai pe lângă noi. Dacă avem ceva de dus, de cărat, de aranjat, de pregătit, stai de și ne ajut. Mai mic, dar încă înveți meserie. Exact. Eu am făcut un calcul, zic, băi, nu mai e nevoie să mă duc cu mașina, că la 4 dimineața eram nevoit să plec nu, cu mașina de acasă. Nu, că n-aveai mijloace de transport. Consumai exact, benzină, consumai aia. Și mi-am făcut un calcul, zic, băi, ești tot acolo, zic, e ok. Dar el mi-a spus, o să vezi că o lună, două, când o să avem rezultate, să tu să
îți faci treaba bine, să te văd și eu că eu nu te cunosc. Oricum era un salariu de șofer, era 12 milioane. Faptul că îmi dătea 16, oricum era peste da. Media care se oferea la vremea respectivă. Și așa am început munca acolo. În prima fază mergeam, ei sacrificau, tăiau ei animalele cu rugăciune halal, pentru că sunt musulmani. Și atunci, după tăiere, următoarea zi eu trebuia să merg la abator să încarc carcasele și să le aduc la măcelărie. Era abatorul lor sau lucrau în colaborare cu cineva? Lucrau în colaborare. Uh-huh. De obicei mergeau și închiriau o parte de abator. O parte de abator ca să facă da. După tradiția lor. Exact. Bine, căutau abatoare unde nu se sacrifica porc. Și era unul pe la Mihăileș sau ceva de genul. Și atunci am început să fac treaba asta, salariul a crescut de la 16 la 18, pe urmă la 20. Ai cerut tu să-ți crească sau ei au... Nu, n-am cerut niciodată, nu. Și la ce interval ți-au crescut salariul? La 3 luni, la 6, la 1 an, la... Cred că prima dată la 3 luni sau la 2 luni. Ok. După, la 1 an, după ce mi-a mărit de la... Deci n-ai cerut niciodată mărire de salariu? Nu, nu, okay. Nu, niciodată. Deci erau oameni de bun simț și au apreciat... Exact, exact. Nici eu n-am știut să-mi cer drepturile, probabil că n-am avut curajul ăsta. Știam că câștig destul de ok față de da. Ce-mi propusesem eu, eram cât de cât mulțumit pentru vremea respectivă. Okay. Și atunci firma a început să crească, au vrut să se dezvolte, aveau nevoie de un agent de vânzări, am auzit că vor să dea anunț de agent de vânzări și eu i-am propus șefului de acolo, i-am zis, zic uite, eu livrez de la 12 de când sunt gata comenzile, până la 5. Dimineața, în prima parte a zilei, aș putea să li... Să fac eu pe agentul de vânzări, să mai facem bani. Oferte, da. Și să mai impune și mie ceva la salariu. Și ai zis, ok, uite, o să-ți dau un comision, mă gândesc eu la un comision din vânzări, să fie ok și pentru tine. Dacă aduci clienți noi, adică dacă convingi clienți. Noi. Exact, da. O să-ți aduc și un agent de la fabrică, de la noi, de la pâine, să te învețe ce nu știi tu, ce ai de făcut, să-ți arate și orașul mai bine, că știa că nu cunosc foarte bine Bucureștiul. O să stea o perioadă cu tine, după care o să te lase să rămâi singur. 2 luni a stat colegul acela cu mine. După 2 luni a zis, băi, eu am văzut că te descurci foarte bine, mai bine decât credeam, mai bine decât mine. Fost pentru treaba că ai avut ambiție și ai vrut să înveți ceva nou. Fost treaba în continuare că o faci foarte bine, adică la modul în care plecam dimineața la 6, ca să nu prind foarte mare aglomerație, și o luam din capăt de la militari. Okay. Cu oferte. Și începeam, îmi pregăteam câte 200 de oferte, că mă întrebau fetele alea de la contabilitate, dar ce faci cu atâtea? Le împart pe toate. Păi așa multe? Așa multe. Și mă duceam și luam la pas fiecare restaurant, fiecare magazin care mi se părea mie care carne, care... Și începeau clienții să apară. Câte unul, câte unul, câte unul. Era totul ok. Am început să angajăm șofer, să nu mai distribui eu și eu să mă ocup de comenzi și în continuare să dezvolt partea asta de dezvoltare clienți. De la un șofer am ajuns la un moment dat la 5, 6, început să se livreze și prin provincie și cam stagnase cu restaurantele. Deja multe restaurante, carnea era, să zic, mai premium față de ce voiau unele restaurante și atunci nu puteam să intru chiar oriunde. Și așa am început să merg la hoteluri. Hoteluri, lanțuri de restaurante, cu toate că era foarte greu să intru acolo pentru că nu mă băga nimeni în seamă. Mergeam, lăsam oferta, stăteam o zi, două, trei, cinci. Nu te suna nimeni. Patronul îmi spunea întotdeauna, Liviu, stai liniștit, ai răbdare, că o să sune peste 3 luni, peste 5 luni. Da, când o să fie mulțumit de furnizor sau exact. Să se întâmple ceva, nu o să vină cu marfa la timp sau da, ceva. Da, da. Eu sunt mulțumit de ce faci tu, văd că te implici, nu te mai stresa, că o să fie ok, o să vină clienți. Doar că vedeam eu că nu se leagă. Băi, n-are cum, am lăsat și reveneam. Și lăsam și câte 10 oferte în același loc. După care m-am gândit, zic, băi, zic, trebuie să mă duc cu... Mai întâlneam că îmi spuneau bucătarii, da, ai adus ceva, ai catalog, ai ceva mostre? Băi, zic, n-am mostre, dar zic, o să-ți aduc. De la ideea asta am plecat, zic, băi, pregătesc o cutie frumoasă cu cele mai bune produse pe care le avem noi la măcelărie și mă duc la restaurante de-astea cu renume. De exemplu, Taverna Sârbului. M-am dus la Taverna Sârbului, la fetele de la recepție și zic, bună ziua, zic, vreau să ajung și eu la bucătărie. Păi n-aveți cum să ajungeți la bucătărie. Păi zic, trebuie să las cutia asta. Da, să chemăm noi pe cineva. Au chemat ele pe cineva, a venit bucătarul, a zis, da, am venit să las asta la bucătărie. Din partea cui? Din partea firmei respective. Păi cu cine ați vorbit? Nu știu, colegii mei au vorbit, zic, vor să ajungă la șeful bucătar.
Asta a fost ce m-a ajutat pe mine, ce mi-a dat cea mai mare încredere. Uh-huh, uh-huh. La 2 ore mi-a sunat telefonul, pentru că aveam numărul de telefon, uh-huh. cartea de vizită, ofertă, m-a sunat șeful bucătar de la Taverna Sărbului. Bună ziua, ați lăsat niște mostre la... Da. Da, 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 eu sunt. Băi, belea cotletele astea de berbecuț, carne, asta e foarte bună. Poți să vii să stăm de vorbă, să zic ce avem nevoie și așa am început. Bravo. Am început să lucrez cu Taverna Sărbului, mi-a dat încredere, patronul a fost foarte bucuros, m-a felicitat și am început să merg. La Hilton, la Crown Plaza, la... Păi ei se recomandă unul pe altul, e greu să intri în rețea. Exact, exact. În orice business e greu până intri în rețea. Când ai intrat în rețea, deja te recomandă și invers. Intri greu, cum ai zis tu, dar odată o singură greșeală să faci și tot sună și spune, vezi, nu mai lua de la Liviu că nu da, mai da, ești, știi? Așa, adică este. Așa este. Greu urci și ușor cobori, știi? Da, foarte. Chiar așa funcționează. Te rog. După care, cunoscându-i pe directorii de achiziție și ținând tot timpul legătura cu ei, exact cum a zis și dumneavoastră, m-au recomandat și la alte hoteluri, la alte restaurante și am început să lucrez cam tot ce era top de restaurante din hoteluri din București. Atunci am avut un concediu de o săptămână. Concediul meu nu era mai mult de o săptămână pe an. Dar nu că nu poți să faci altfel treabă. Da, da, da. Pierdeai conexiunea cu clienții. Da, și era toată munca mea în spate și nu puteam să-mi permis să o pierd. Că mulți îmi spuneau și părinții mei și soția, dar vorbește și tu cu șeful ăsta al tău, te ține prea mult la muncă. Păi zic, nu înțelegeți că nu depinde de el, nu mă ține el cu forță. Eu mă țin. Doar așa poți să faci ceva, exact, să reușești. Exact, eu mă țin pentru că încerc să fac ceva. Poate nu mă înțelegeți acum, dar poate cândva o să mă înțelegeți. Da, corect, sau poate da. Nu. Acum cine știe. Da. Și am fost în concediu o săptămână, nu prea s-au încadrat bine comenzile pe acolo, patronul nu prea a fost mulțumit, nu înțelegea de ce e haosul acolo, ce s-a întâmplat. El nu știa că eu în fiecare zi, sau poate știa, dar nu s-a gândit foarte bine. Nu, că când, în fiecare... când merge treaba bine, nu... Da, eu în fiecare dimineață mergeam și organizam cât de cât pe băieții mm-hmm. acolo, cum să tranșeze, ce să tranșeze. Știai la fiecare client cam ce are nevoie și ce marfă vinde. Da. Dacă o vedeam că nu e ok, băi, ai greșit piesa asta, nu vrea pasta, vrea altceva. Și atunci, ne lucrând în domeniul ăsta, am învățat toate piesele astea tot așa, în timp ce le vindeam. Ai furat meseria. Am furat meseria, da. Și s-a creat un haos acolo care nu i-a plăcut. Când m-am întors din concediu, mi-a zis, uite, s-au întâmplat câteva lucruri aici cu care nu am fost mulțumit și am dat vreo 2 băieți afară din producție. M-am gândit, am ajuns la un nivel cu clienții. De aici e foarte bine, doar că trebuie să-i păstrăm de acum încolo. Cum îi păstrăm? Să te ocupi tu și de producție. Stau o perioadă eu cu tine personal, te învăț tot ce e de învățat, cum să coordonezi o echipă, tot ce ai nevoie, după care o să te las singur. Așa a și fost, a stat, cred că 6 luni a stat cu mine, în fiecare zi acolo, 4, 5, 6 ore cât era nevoie. Am lucrat împreună, am angajat oameni împreună, am dat oameni afară împreună care... I-am prins că furau sau mai se întâmpla să mă sune, erau numerele de telefon ale mele și pe pungile magazinului și pe mașini și peste tot, numărul meu de telefon. Și m-a sunat într-o zi, că intru în altă discuție, de la o benzinărie, ne-a zis, știți, aveți o mașină cu numărul cu tare, șoferul dumneavoastră pune motorină în bidon. Nu știu dacă l-a spus dumneavoastră să facă asta, dar asta face, adică chestii de genul ăsta. Și mergeam, mă consultam cu el. Zic, uite ce a făcut șoferul respectiv, ce facem? Îl dăm afară, că fură. Tu ce zici? Cine furează un om, mâine va fura un bou, nu? Da, el îmi spunea mie, e decizia ta, tu vrea să te testeze, să vadă dacă iei decizii. Da, da, zic, eu n-am cum să lucrez cu genul ăsta. Normal, oameni, pentru zic, că... Îl dăm afară, îmi pare rău de el, știu că are 2 copii. Cine fură o dată, fură și a doua oară și a treia și tot la fel. Deci cea mai mică, fac o paranteză, acum am deschis cazinul la Novotel, unde a dat faliment și aveam cele mai mari salarii din orașele toate cazinurile, pentru că totdeauna mi-a plăcut să mă port frumos cu angajații și plăteam pe vremea aia, prin, cum ai zis tu, 2007-2008, că știi ce salarii erau, pentru o femeie la curățenie vreo 2000 ceva de ron, era vreo 500 de euro pe vremea aia. Da. Deci enorm de mult și își duceau sticle goale, le-am prins de acasă, de asta de apă plată și puneau detergent în ele și le puneau în plasă. Sau luau tacâmuri, le puneau în gunoi și soțul afară lua tacâmuri, că aveam darea scumpe, dai seama, de 5 stele la Novotel, da, acolo da, la casino, da, da. Și aveam camere peste tot, adică le-am prins, dar mă gândeam, băi, uite, și dacă dai salar mare la om,
atunci m-am convins, că ziceam, neavând așa, cum să zic, cazinoul meu, că tot am fost manager și așa, zis, bă, poate că da, au furat, că n-au fost plătiți destul de patron. Dar dând cele mai mari salarii din oraș și văzând că tot fură, omul care fură, fură oricât l-ai plătit. Exact, adică nu e un criteriu că dacă îl plătești bine, el nu mai fură. El așa a învățat, așa e educația lui din familie, așa vede în anturajul lui și atunci fură în continuare, știi? Și n-am dat niciodată a doua șansă. Te-am prins toate la revedere, poți să ai 20 de copii, poți să mori de foame, poți să te tinzi pe jos, ai furat, pentru mine nu mai existi. S-a terminat în secunda 2, știi? Da, te rog. Așa este. Apropo de asta, aveam foarte multe persoane în jurul meu care zicea, bă, dar tu lucrezi cu atâta carne și nu faci și tu nicio șmecherie. O combinație să vin și tu. Mai aveam clienți care zicea, da, pe sub mână nu ai și tu nimic de vânzare. Probabil erau obișnuiți. Erau obișnuiți că foarte mulți care fac jobul care îl făceai tu și luau marfă, produse alimentare, nu știu ce, mai avea o rețea de hoți acolo în interior și mai vindeau la negru o parte din produse, la ăștia care... Exact. Da. Și atunci, cu toate că eu nu am niciodată, nu mi-a plăcut treaba asta așa, învățasem și de la patronul de acolo lucrurile astea. De exemplu, a venit un băiat de la o firmă, un șofer, odată cu vreo 100 de navete din alea roșii de carne, care la vremea respectivă era 20 de lei o navetă. Uh-huh. Și el mi-a zis că mi le dă cu 5 lei. Nici n-am stat pe gânduri, m-am dus, am luat banii, le-am plătit și m-am dus bucuros să-i spun patronului, zic, uite, am cumpărat niște navete, uite, cheltuia la asta, zic, am cumpărat niște navete cu 5 lei bucata. Și zic, ele sunt 20 de lei, eu foarte mândru de mine. M-a încurajat hoția, practic. Și el mi-a zis, sună-l imediat să vină să-și ia, că te omor. Pentru că-s din furat. Da. Și eu fac la fel. Omul ăla le-a furat de la șeful lui, de la firma lui, exact, de unde mănâncă. Încurajăm hoția. Și l-am sunat pe băiat, zic, băi, e o greșeală, zic, vino și ia-le înapoi, zic, nu mi-ai dat factură. Ce factură? Zic, nu pot fără factură, n-am cum să ți le primesc. Foarte bine. Apropo de chestia asta. Și... Doar așa putem să oprim hoția și șmecherile. Adică și de la el am învățat, poate. Nici eu nu am vrut să fac sau nu mi-a plăcut să fac lucrul ăsta, dar și la el am văzut foarte multe exemple care... Eu tot am învățat și copiii mei, nu cumpărați, că sunt foarte mulți, sunt hoți în afara României care aduc tot felul de produse, Adidas și haine furate din magazine. Da, și da. Zic, produsul ăla de furat, cineva suferă, ori un angajat va fi dat afară, ori un patron va da faliment că ei se fură, ori, adică nu poți să încurajezi ceva care provoacă necaz cuiva, că un produs furat ăsta ți-aduce ghinion mare, nu mai cumpărați parfumuri, haine... încălțăminte și orice e de furat, bijuterii sau asta, îți aduce ghinion în casă. Nu-i bine să cumperi așa produse este. De furat. Da, așa este. Apropo de chestia asta, știți că sunt cei care mai fac ilegalități dacă am stat pe la capăt, pe la Progresul pe acolo și se ocupau cu fel și fel de combinații, veneau și îmi zicea, ia și tu ăștia 200-300 de lei, dă-mi alții că vreau să iau de mâncare la copii și să nu iau din banii ăștia. Ce concepții aveau, să nu ia bani din banii ăia practic obținuți pe necazul altcuiva, că i-a aduc ghinion. Da, exact. Era conștient, dar nu se putea abține. Exact, că nu poți să le dau de mâncare la copii pe banii ăștia. Și te plătea bine cât după ce erai un fel de mic director, un mic șef dacă te-a apucat și să te ocupi de producție, nu? Din ce în ce mai bine, adică am făcuse la un moment dat... un salariu destul de mare pentru vremea respectivă, peste 1000 de euro și plus comisioane din vânzări. Bun. Da? Mi-a crescut de la an la an, cum creștea afacerea, creștea și cât ai stat salariul, așa în funcție de șef, director, câți ani ai lucrat? 5 ani. 5 ani? Da, 5 ani. 5 ani în care am întâlnit toate situațiile toate posibile. Toate situațiile de la... Deci ai făcut școala de antreprenor în aia 5 ani. Exact. Pentru că tot timpul a fost lângă mine și unde mă încurcam sau unde nu știam. Tot timpul m-a lăsat să mă descurc cu cei de la controle, de la DSV, de la DSP, să vorbesc eu cu ei, să... Până la un moment dat, pe urmă intervenea el și îi lua în birou și îi prezenta actele sau ce era de prezentat. Dar m-a lăsat pe mine să le prezint sala de tranșare, sala de producție, cum fac preparatele, absolut toate chestiile astea care m-au ajutat. Și care a fost pasul? Pasul a fost în felul următor. Eu am 3 copii, 2 fete. Să trăiască. Mulțumesc la fel. Mari? 2 fete, 13 și 14 ani și un băiat de 11 ani. Mulți înainte. Mulțumesc la fel. Băiețelul este special și are nevoie de îngrijire specială și atunci am încheiat perioada de terapie, 7-8 ani de terapie. Am încheiat și am început să-l iau ultimii 2 ani de lucru la firma respectivă, l-am luat cu mine la muncă.
Și am văzut că îi place foarte, foarte mult și a început să se schimbe el. El acasă era destul de agresiv, o mai lovea și pe mătușe, și pe soție, și pe surori. Adică nu prea știa cum să se... Ți-a sugerat un psiholog chestia asta, Liviu? Sau te-ai gândit tu că... Sau pur și simplu a fost o întâmplare așa? Cred că am simțit noi lucrul ăsta, că el era foarte fericit când era cu mine, când era alături de mine. De exemplu, când mai mergeam pe la clienți, prin țară, sau îl luam cu mine. Am făcut un studiu de piață, am luat toate orașele mari din țară la rând, cu restaurante, să văd ce care sunt furnizorii mari după piață. Și el în toată perioada aia a fost cu soția și cu noi. Împreună, exact. Și am văzut că era... S-a schimbat copilul. Da, exact. Foarte liniștit, foarte, nu mai era violent deloc, adică agresiv, nu violent. Așa și zic, hai că o să-l mai iau cu mine când pot la lucru. Am vorbit cu patronul, i-am zis, uitați, știți foarte bine situația lui, el o cunoștea destul de bine și a zis, da, fără nicio problemă, adu-l aici, dar te rog frumos să ai grijă să nu se rănească, să stea departe de utilaje. Și așa l-am ținut lângă mine, îi dăteam halat, participa la curățenie cu băieții când spălau mese. Extraordinar, bravo, felicitări. Mulțumesc. Umbla la mașina de tocat, știa cum să apese la mașina de tocat industrială, pe butoane, bineînțeles, întotdeauna colegii erau lângă normal, el. Normal, lângă el, da, da. Și atunci am văzut că... Și a câștigat copilul încrederea, ceea foarte important. Pe lângă asta stătea 14 ore, stătea zilnic cu mine acolo, în picioare. Mă duceam, vroiam să merg cu el să... Ce vârstă avea copilul? 9 ani. Da. 8 ani chiar. 8 ani când l-am luat prima oară. Și stătea cu mine de dimineața până seara. Și a doua zi, singur, se trezea și își lua hăinuțele și abia aștepta să mergem înapoi la... Își găsise o ocupație care îi plăcea și... Ocupație, asta da. E foarte, foarte important. Da, 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 da. Și atunci zic, băi, zic, foarte interesant, foarte. Dar problema e că firma în partea asta creștea din ce în ce mai tare. Timpul meu era din ce în ce mai limitat, da. Da. Început să am mai multe întâlniri cu mai multe firme, trebuia să-l iau după mine, nu știam cum să fac. Nu îl deranja pe patron, nu mi-a zis niciodată că îl deranjează sau... Dar mă simțeam eu, nu da, eram da, confortabil, corect, nu? Da. Nu era ok, cu toate că și el ar fi putut să îmi zică, băi. Da. Nu e ok, totuși. Și... Ai nimerit un om extraordinar. Da, 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 după chiar. Ce îmi povestești, da. Așa este, da. Încă suntem prieteni, ținem legătura și chiar este un om de la care am învățat foarte multe, adică m-am dezvoltat alături de el. Și atunci mai vorbeam cu soția seara. Zic, băi, uite, îi place foarte mult. Zic, ce frumos ar fi să avem și noi ceva al nostru, unde pot să mă ocup mai mult de el. Să-l învăț și cu carnea și cu chestiile, cu astea, cuțitele, cu tranșatul mai târziu, când s-o face el mai mare. Dar așa, să umble cu o tavă, să spele o tavă, să stea pe acolo. Să aibă ocupație permanent, exact, să fie conectat undeva. Da, da, da. Și a zis, păi și ce, de ce ți-e frică? Păi zic, m-a întrebat, ți-ar fi frică să începem o afacere de genul? Păi zic, în primul rând, nu avem bani să începem o afacere de genul și în al doilea rând, n-aș putea să mă despar de... Că omul ăsta s-a purtat frumos exact, cu mine și mi-a exact. Dat tot ce... Exact, a făcut prea multe pentru mine și eu am muncit foarte mult abandonez. Pentru el. Adică... Asta e o problemă, știi? Când te dezvolți și cineva te ajută foarte mult, un antreprenor și tu lucrezi acolo, e foarte grea trecerea aia să zici, bă, dar omul ăsta mi-a dat tot ce a vrut, mi-a mărit salariul, mi-a dat aia, mi-a dat facilități și acum brusc plec, știi? Da, destul adică de dificil 2000... să faci pasul ăsta, foarte știi? Foarte greu. De-aia în 2006 stăteam cu chirie și... M-am apucat de casă, el mi-a zis, mi-am cumpărat un teren în rate, l-am plătit în 6-7 rate la Bălăceanca și zic cu gândul, poate vreodată o să avem și noi bani să ne construim casă. Bălăceanca e prima localitate după Glina, nu? Da, e Glina da, da, și după exact. Eu mai merg pe acolo, când se blochează traficul ca să merg la Frumoșan, o iau prin Bălăceanca, da, da, știi? Da, exact, și ieșiți pe acolo. Și au făcut cartierul la mare de casă, știi, da, că au făcut da, drumul da, ăla da, acolo da. Și după aia iau pe lângă pădure și ies la Frumoșan. Exact. Acolo și da. Am luat terenul acolo, i-am povestit, zic, uite, am luat și eu un teren, zic, în rate, zic, o să-i dau, ai nevoie de bani? Zic, nu am nevoie de bani, că zic, îl plătesc așa, din salariu, da. E ok. Cum te descurci și cu terapiile? M-a întrebat tot timpul, zic, sunt ok, zic, dacă aveam nevoie de bani, m-a ajutat de fiecare dată și în plus, adică nu se pune problemă. Da. Și mi-a zis, dă-i drumul la casă și ne descurcăm noi, adică tu oricum muncești foarte mult, banii o să fie, așa că apucă-te de casă și... Câțiva ani am terminat și casa. Să avem casa noastră, că stăteam da. Cu chirie. Cam așa am ajuns să avem casă, să zic așa. Și am văzut că îi plac foarte mult
îi place foarte mult în domeniul ăsta și cum v-am zis că ne gândeam să facem ceva al nostru, dar neavând bani, zic, poate să facem un împrumut, dar hai să facem o simulare la o bancă, să vedem cam câți bani ne-ar tace. Am făcut informativ o simulare, ne dătea 20.000 de euro. Cu ce garanție? Sau din... Cu nicio garanție, credit de nevoi personale. Ca plan de afaceri? Ah, ok. Nu, credit de nevoi personale. Da, exact. 20.000 de euro la salariu pe care îl aveam eu la vremea respectivă. Și zic, da, zic, am făcut eu un calcul, zic, nu mi ajung. Ce vitrină străbă, ce da, utilaje, zic, ce asta. Da, nu are nicio treabă, zic, nu. Mai bine stau liniștit. Cam jumate, nu? Da. Cam jumate din bani. Cam jumătate din cât era ce întrecusem eu pe foaie. Și la un moment dat când am văzut un spațiu la noi în Bălăceancă acolo, la stradă, așa, zic, mă, zic, aici ar merge un vad comercial. Da. Zic, bă, m-am uitat eu așa un pic pe o rază de 30 de kilometri, nu era nicio măcelărie. Lumea, mai erau 2-3 sate pe lângă Bălăceanca, zic, bă, zic, aici ar merge o măcelărie. Avea un număr de telefon acolo, am sunat, mi-a zis că da, este de închiriat, i-am zis că vreau să ne vedem, ne-am întâlnit, zic, bă, zic, uite, am vrea să facem, asta se întâmpla prin ianuarie. Am vrea să facem 2021, zic, vrem să facem o măcelărie aici, cam care ar fi chiria? Mi-a zis 500 de euro ar fi chiria pentru spațiul de acolo, zic, da, ne gândim. Am ajuns acasă cu soția, zic, ce părere ai? Ce, ar fi bine, ne-ar fi plăcut, doar că ne era frică cum să începem asta. M-am zis, nu știam cum să mă debarasez și de locul de muncă. Și atunci am făcut în așa fel încât să vorbim cu proprietarul de acolo, zic, băi, ne-am hotărât, zic, o să închiriem spațiul ăsta. Ce aveam noi acasă, câteva economii, am plătit un avans. Am dat 10.000 de lei, zic, opriți-ne spațiul ăsta, zic, în aprilie, cel târziu, o să deschidem. Nu făcusem încă împrumutul la bancă. Nu vorbisem nici cu șeful meu, cu așa să-i spun. Și ulterior am făcut și împrumutul la bancă. Am văzut că mi s-a aprobat. După ce mi s-a aprobat, am ridicat banii și zic, acum nu mai rămâne decât să vorbesc. Deși aveam banii acasă și, să zic, spațiu închiriat, încă nu eram sigur că o să deschid. Zic, mă duc la el în birou, zic, cine știe ce îmi zice, ies cu coada între picioare și nu mai deschid nimic. Doar că mă gândeam foarte mult la băiețelul nostru și la câtă nevoie are el de treaba asta, să mă ocup eu personal de el în fiecare zi. Și atunci gândul ăsta mi-a dat putere și m-am dus la el în birou și i-am spus, zic, uitați așa, cam asta este situația, ce m-am gândit eu să fac, pentru cine vreau să fac, vreau să fac asta pentru Andrei. Și atunci el a zis, Liviu, aici nu e vorba de nici de bani, nici de muncă, de absolut nimic. E vorba de copilul tău care are nevoie de tine și dacă pot să te ajut, dacă sunt alături de tine. Și atunci mi-a dat și mai mare încredere și putere. Om deosebit. Da. Și mi-a zis, ai nevoie de ceva de la mine? M-a întrebat, mașina ai? Cum o să te descurci? De unde ai bani? I-am zis, am făcut un împrumut, poți să-ți ajungă banii? Mașina ai? Zic, mașina n-am nimic. Ia-ți o mașină de frig, de sus, ce vrei tu, că e și munca ta acolo, alegeți una din ele și ia-ți-o că nu ai bani și de mașină, că să poți să-ți deschizi acolo. Și am și făcut, imediat m-a întrebat dacă am firmă, i-am zis că nu, în 2 săptămâni o să fie gata și firmă. Mi-am făcut firmă, imediat mi-a făcut vânzare-cumpărare pe firmă. Pe firmă direct, am transferat mașina pe firmă și venea perioada cu Paștele, o perioadă foarte aglomerată pentru măcelăriile orientale. Și atunci zic, când vrei să deschizi, m-a întrebat măcelăria și zic, până în Paște aș vrea să deschid. Și a zis, știi că e o perioadă aglomerată și pentru mine, dar ne descurcăm. Și zic că o să stau până pe 10 aprilie, dacă e ok. Până atunci o să încerc să pun toate lucrurile la punct. Eu deja pregătisem oamenii în spate ce au de făcut. El oricum era acolo, se ocupa personal, adică nu avea frică că se întâmplă altceva. Și am dat drumul la măcelărie. Am început să căutasem între timp ce vitrine am nevoie, am început să dau comandă, să le plătesc, să vină la locație și mi-au ajuns banii aia, 20.000 de euro și ce plătisem noi înainte am plătit din banii noștri.
Pe lângă asta, ce am mai avut acasă, am făcut firma și autorizațiile, aia 20.000 de euro i-am ținut strict pentru utilaje, pentru vitrina frigorifică, mm-hmm. pentru camera frigorifică. Mai mi-au trebuit câteva chestii, dar le-am luat ulterior. Și mai aveam 10.000 de lei în casă, banii, ultimii bani, să zic așa, din banii la ciorap. Și din lichidarea pe care mi-au făcut-o de la firmă și cu aia am început prima zi de lucru. Din aia mi-am cumpărat carne. Marfă. Da, mm-hmm. exact. De unde ți-ai cumpărat? Păi oaia am luat-o de la ei, aia vreau să că era cred, de dacă, cea mai bună calitate, da, 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 și în prezent. Dacă da. Colaborez încă în continuare da, cu... Da, exact, exact, pentru că e o oaie de foarte bună mm-hmm. calitate, să zic așa. Folosesc numai tineret, îl tai mm-hmm. în condiții foarte bune, adică lucrează chiar ok. Vita o iau de la o firmă din Botoșan, care e cea mai mare de la noi din țară. Și ți-i aduc ei? Calitate, da, și o aduc mm-hmm. ei. Porcul iau din două locuri. E Vita Angst sau normal? Nu e Vita Angst, e Vita normală. Normală. Vita normală. Care e diferența? Diferența este proporția de grăsime, grăsime. A cărnii. La exact Angst cum e mai este... mare? Grăsim, da, 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 mai... mult mai mare. Am înțeles că pe lângă Sibiu, pe acolo... Da, sunt ceva fermă... ferme, da, mm-hmm, da, da, mm-hmm. da, la niște prețuri foarte, foarte ridicate. Ridicate, da, și nu e pentru toată lumea, să zic mm-hmm. așa. Adică e pentru o clientelă mai pretențioasă, mai să zic pretențioasă, așa. Mai pretențioasă, da, da, da. Și nu se pretează la tine în zona acolo să vinzi carne foarte scumpă, adică nu ai clienți de... Am început să am clienții de genul, mai... dar mm-hmm. le iau pe comandă, mai... da, da. Fix pe comandă fix și pe atunci comandă, oamenii da. Ăștia de unde iau eu fiind mm-hmm. un abator foarte exact, mare... Le dau comandă mm-hmm. de anumite piese și mi le aduc ei, exact. Îi cunosc pe băieții de acolo da. De foarte mult timp. Exact cum spunea și dumneavoastră că v-am urmărit. Vrei să deschizi un business, ai luat-o de la zero, ai cunoscut furnizorii, ai cunoscut toate astea, e altceva. Exact, e foarte important. Da. De-aia te-aș invitat aici ca să confirm ceea ce spun da, eu, știi? Exact, păi de asta m-am regăsit în multe din sfaturile da, pe care dumneavoastră da, da. Le... Și vreau să convingem oamenii să învățăm că doar așa se poate. Chiar așa este, adică am da. Acumulat niște cunoștințe care nu aveam de unde n-ai să le de unde, normal. Vreodată. Oricât te uiți pe YouTube, oricât nu, exact. Speaker motivațional, vezi, coach de business și așa mai departe, nu te învață așa ceva. Realitatea e foarte diferită. Foarte diferită decât teoria. Exact. Teoria exact. Știm toți. Da, și așa am început. Și ce ai, vită? Oaie, am porc, porc, vită, oaie, pui, absolut orice. Mezeluri, faci și mezeluri? Mezeluri nu fac nu faci. Momentan. Mici. Mici, da. Faci mici, cârnăciori, pastrame. Ce rețetă ai de mici? Rețetă clasică. O rețetă foarte clasică, foarte simplă. Oaie cu vită sau oaie cu porc? Sau... Am două feluri de mici. Porc vită și okay. porc vită oaie, rețeta tradițională, originală, mm-hmm. să zic așa. Condimente? Condimente naturale. Sare, piper, cimblu, usturoi, proaspăt. Mm-hmm. Cam atât. Nu mixuri de condimente. Cum îți calculezi ca să nu-ți rămână carne prea mult și să se... Pentru că dacă... Concerezi deja nu mai are același gust sau ceva, adică cum știi să-ți proporționezi? Având experiența în spate de 50-60 de tone pe lună pe care le vindeam în partea mm-hmm. cealaltă, aici cu 3-4-5 tone pe care le rulez pe lună în momentul de față mi-e foarte ușor. Comenzile le fac destul de des, marfă îmi vine de 4 ori pe săptămână, eu am deschis 6, adică carnea întotdeauna este foarte proaspătă. Întotdeauna prefer când ai închis, să rămân... lunea sau când ai? Luna este închis, da. Prefer să rămân chiar după amiaza la ultimele ore, 2-3 ore fără un anumit produs, decât să iau mai mult și să-mi rămână. Cam așa îmi calculez și mi-am învățat clienții când vor anumite cantități mai mari să mă sune din timp, să-mi facă. Care e cea mai bună zi de vânzare? Vinerea? Cea mai bună zi este sâmbătă și urmează duminica. Că își fac oamenii grătare, își fac, nu? Exact, exact. Am văzut prin Popești, eu trecând prin Popești acasă, cumpăr de la măcelările de acolo, sunt da, da. O măcelărie la Ion, unde plac mie mici, ca preparați mai nu știu ce, și am văzut că duminica închid foarte devreme, adică față de celelalte zile, probabil că nu mai sunt clienți, adică după 2, 3, 4, cam toate măcelările din Popești s-au închis. Și la tine e la fel? La 4, la 4, nu? Și noi, da. Ai observat că nu mai ai clientelă după exact, ora aia, nu? Exact, exact. Lumea se retrage acasă și a făcut grătarul și a făcut tot ce trebuie, să pregătește pentru o nouă săptămână de muncă. Câți angajați ai, Liviu? În momentul de față, 2 angajați. 2 angajați, nu? 2 angajați. Dar lucrezi și tu? Da, eu lucrez și a, tu lucrezi, nu? Da, da, da. Dacă n-aș fi eu, cred că ar mai trebui încă 2 cel puțin. Eu am renunțat la o măcelărie în Popești, tot cumpăram de la ei marfă. Eu având mulți câini acasă, că iau după străzi câte 15 câini, și mai aveam și pe străzi, pe unde trec eu, de la centură încolo, toți câinii vagabonzi mă cunosc, știu numărul de la mașină, știu zgomotul și opresc și le cumpăram oase de alea care se găsesc în măcelărie, da, știi? Da, 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 da.
Și ei închideau la 7. Frații nu mai știu, au și dat faliment acum, au închis, pentru că nu știau să comporte cu oamenii, știi? În ce sens? Deci eu client opream aproape zilnic, ba să iau pentru câini, ba să iau pentru casă, ba carne, ba nu știu ce. Și ei închideau la 7, normal, și am ajuns pe la 6:30, m-am grăbit cât am putut la Meirut ca să ajung la timp, știi? Și aveau în vitrină o grămadă de oase, dar mie tot timpul mi le trebuie tăiate, pentru că erau bucăți foarte mari, da, și le dau la câini și zic, vă rog frumos, vreau și eu, nu mai știu, 5 kg, cam 10 kg luam odată de oase, dar zic, dați-mi și mie. Zice, nu vă mai dau, că am spălat butucul. Și n-am mai intrat de atunci, niciodată, știi? Deși cumpăram săptămânal, eram client, nu, am spălat butucul și după vreo 3 luni am văzut că au dat faliment. Adică probabil că dacă nu, degeaba, cum ai zis tu, bă, știu aprovizionare, știu aia, știu aia, dacă nu știi să te comporți cu clienții tăi și să ții de oamenii tăi și să așa, afacerea moare, adică asta e sfârșitul. Clientul nu te iartă, nu te iartă niciodată, la revedere. Nu a fost odată mulțumit, indiferent că a fost de 100 de ori mulțumit. Așa dacă eu. Odată l-ai făcut nemulțumit. Mă duc la restaurant 100 de ori și o singură dată, dacă am mâncat prost, nu mai intru. Nu mă interesează că n-a venit bucătarul, că, adică la fel sunt și eu. Da, așa se întâmplă, așa e în domeniul ăsta și din păcate trebuie să avem... Clienții de unde sunt? De acolo din zonă, din satele din împrejurim, nu? Că, să zic, în momentul de față, după un an și jumătate de muncă, am foarte mulți clienți care vin din București. Serios? Foarte mulți, da. Cum ai reușit? Adică ai profitat de anii tăi cu care ai cunoscut oameni, ți-ai format networking-ul, ți-ai format clientela? Nu, pentru că eu am lucrat în domeniul Horeca și n-au cum restaurantele să vină. Acum eu atrag clientul. Să zic, te-ai promovat pe undeva pe rețea de socializare? Sau? Cât am putut, cât am știut. Ai și pagină eu. De Facebook sau am de ceva? Am pagină de Facebook. Cum da? Se numește? Măcelăria Premium Meat. Măcelăria Premium Meat. Măcelăria Premium Meat. Deci ați auzit, Măcelăria Premium Meat, încercați măcar o dată să câștigi 1 milion de euro, îmi dai și mie ceva. Da, exact. Să tai asta, Răzvan, da? Ideea este că pe Facebook m-am promovat de așa, când am deschis, acum mai nou cu TikTok-ul. Și cea mai bună reclamă e din gură în gură, omul. Păi asta zic, recomandarea clientului. Domnule, du-te de acolo, că și toți mă întrebau, domnule, că eu tot făceam live-uri de acasă cu grătarul. Domnule, de unde ai luat mici? De la Ion, de acolo. Păi s-au dus oamenii și au cumpărat. Da. Deci, în ultima perioadă... O să vii la tine să văd cum sunt mici și dacă sunt buni... În ultimele 3 luni, nu, fără exagerez, zilnic vin cel puțin 2 clienți noi. Bravo. Chiar înainte să ajung aici, m-a sunat cineva care a fost dimineață și mi-a zis, domne, am mâncat cei mai buni cârnați pe care i-am mâncat vreodată în viața mea. Cârnați-i faci tu? Da. Felicitări. Nu știu cum reușesc. Porcul de unde le iei, Liviu? Porcul iau din două... Sunt două ferme mari și late la noi în țară și care își fac treaba foarte bine. Una. Ce înseamnă își fac treaba foarte bine? În sensul adică că mâncarea pe care o dau porcilor e de calitate sau... Asta nu știu dacă nu... pot eu să știu exact. Ei așa spun, carne, că mâncarea este ok. Ce știu sigur e că nu aduc carcase din afară și e numai carne românească crescută la ei la ferme. Una e în Argeș și una e la Oltenița. Și se simte gustul, nu? Se simte imediat și clientul simte imediat gustul și da, îi se pare wow, bă, am luat carne de la tine, mai ales că la porc folosesc numai porc pârlit. Eu nu iau porci opăriți. Doar care e diferența între porc pârlit și porc opărit? Porc opărit, în primul rând, șoriciul și carnea este foarte tare. Am văzut că multe măcelării practică lasă șoriciul ăla opărit, îl lasă pe piese, pe cotlet, pe pieptul de porc. Ăla la foc, la grătar, la cuptor se face foarte tare, adică nu ai cum să mănânci, nu este comestibil, doar dacă îl fierbi. Și atunci porcul pârlit are șoriciul pârlit și foarte gustos. Pe lângă asta și carnea este foarte gustoasă și e cum ne-am obișnuit noi. Are gustul de carne de acasă, de țară. Că foarte mulți clienți mă întreabă, dar tu îi tai acasă porci? Ai porci de ăștia de țară? Nu, sunt porci pârliți. Se simte la gust imediat. Da, exact, adică exact. Eu am văzut, cumpărând de la, nu vreau să dau nici să fac reclamă negativă, la rețelele astea mari de supermarketul sau asta, n-are niciun gust, adică nimic, niciun gust n-are porcul. Și am văzut acum, toți scriau oamenii și toți îmi scriu că eu tot am... avertiza oamenii cu diferite țepe, zice, domnule, acum de sărbători, zice, sunt samsari de ăștia de porci care cumpără de la ferme de-astea, care le dau, nu știu ce, mâncare în 3 luni îngrașe de la 0 la nu știu câte zeci de kilograme, n-are niciun gust, sau le dau mâncare de câini, că foarte, foarte repede cresc, dacă le dau boabe de câini, eu abar n-aveam chestia ferească asta, adică, Dumnezeu, da, le dau mâncare, cum dau eu la câini, le dau la porci, atunci în 3 luni de zile să fac de 70 de kilograme, să miră că n-au niciun gust, adică sunt foarte mulți samsari de ăștia, da. Sunt sate pe lângă București, unde s-au învățat oamenii să-și cumpere carne de Crăciun, și merg cu mașina, și el asta pune acolo, vând carne de porc sau ceva, dar ea e cumpărată de la
o fermă de asta care e total toxic, adică nu e, știi? Așa este, da, da. Și în acel moment trebuie să aibă mare, mare grijă de unde... Foarte mare grijă de unde își cumpără carnea. Se și simt de la gust, ți-am zis, am cumpărat, nu vreau să dau nume, de la o rețea foarte mare de magazine și nu avea niciun gust. Zici că mâncai, nu știu, iască, abar n-am. Da, da, exact. Nimic, nimic. De asta nimic. Oamenii imediat văd diferența și întreabă, dar cum faci carnea asta de așa bună? Băi, oameni buni, voi nu mai depinde sunteți de unde obișnuiți să mâncați carne de calitate. De ce n-ai încercat să faci și meselul Liviu? Momentan nu am spațiu aici, spațiul a devenit foarte mic pentru mine. Păi da, și... te-ai dezvoltat acum, adică da, trebuie exact. Un pic să-ți mai iei un spațiu să... Păi deja e aproape gata, construit. A, da? Cred că bravo. Februarie, martie tot, o să... Tot lângă sau unde? Tot, acolo, exact cum a zis dumneavoastră, că vă duceți spre poșta încolo, uh-huh. Puțin unde faceți dreapta la intersecție la în stradă, Bălăceanca, nu? Da? Uh-huh. Puțin mai în față. Super. La 800 de metri de și unde acolo sunt să faci și mezerul, nu? În timp o să fac și mezeluri. Am văzut că dacă ai rețete, mai ales astea ardelenești, să zic așa, eu sunt mare amator de crescând în Ardeal și având mezeluri astea bune, că știi că noi valorificăm tot porcul, inclusiv da, picioare da. De la porc, se afumă, se pun în sare. Oasele, și, tot. Da, 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 tot, absolut. Și am crescut cu tobă, cu cardaboș, cu sângerete, nu știu da, dacă da. În partea asta se face și sângerete, nu, din nu sânge, de porc, nu se face, nu? Nu se face. Și maio, zice noi, labor, da. Maio, și foarte multe cuvinte fiind aproape de granița cu ungurii și ungurii sunt mari specialiști în mezeluri, s-au preluat multe, multe cuvinte. Și atunci mă duc aici la Academia Militară, e un târg de vineri până duminică, da. Unde vin oameni din Sibiu, din, nu știu, din Ardeal cu mezeluri și au foarte bun și top și plin e coadă, adică vând, văd eu că vând cantități uriașe, pentru că nu găsești, adică dacă mă duc acum la o măcelărie în București sau undeva la un magazin, mai sunt așa pe la Carrefour, mai e sectorul ăsta de încurajează producătorii locali, mai găsești câte ceva, dar nu la nivelul ăla așa, adică dacă e niște rețete din Ardeal de tobă, de labor, de nu știu ce, eu sigur cred că ai avea super, super succes, mai ales acum perioada de sărbătorilor de iarnă, chiar dacă nu faci tot timpul anului, știi, cred exact, că s-ar vinde exact. O grămadă, știi? Și mai ales carnea dacă este de calitate. Ce mai cumpăram din Popești, de la Măcelea, după ce ți-am zis că te-am mai cumpărat de la ea și m-am mutat la Ion acolo, aveau, cum se numesc, răcituri, uh-huh. Știi? Da, 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 da. Și răcituri exact ca acasă, cum le făcea mama, adică ne-am zis la nevastă, bă, n-are să mai stăm să mai fierbe răcituri până în casă, când găsești la ea, mi-au patru borcane de alea sau patru castroane sau cinci și... Piftii. A, e, piftii de alea, piftii așa, piftii. Adică dacă tot îți merge așa bine și ai mulți clienți, poți să-ți diversifici un pic exact, gama de, exact. De produse, știi? Da, da. De asta foarte mulți clienți acum în perioada asta zic, domne, noi nu mai facem cârnați anul ăsta, că la ce cârnaț faci tu? O doamnă chiar a deci venit... faci cârnațul ăla clasic de da, porc? Da, la tradițional. Ah. Cu puțină vită. Deci sigur trec pe la tine să... Exact, da, da. Și chiar cu gust, să zic așa. Super, super. Și îmi spun, mai sunt câțiva clienți care zic, băi, am încercat să facem și noi acasă, dar nu, parcă nu ies atât de buni. Și eu zic, păi zic, carnea trebuie să fie de calitate. Păi am luat carne de la tine. Zic, păi atunci trebuie să luați probabil, de la mine. Probabil, condimente nu sau exact. Proporțiile sunt foarte importante. Ani, da, eu chiar și după atâția ani de lucru în domeniul ăsta și am pregătit o grămadă de rețete, de fiecare dată cântăresc. Deci te dezvolți acum, adică o să te muți în alt da, spațiu mai mare. Da, spațiu bravo. Mai mare, da. Și ai un plan așa peste 5 ani ce vrei să mai faci sau te vezi undeva sau vrei să rămâi aici sau cam care e planul tău? Planul meu pe termen lung, să zic așa, în primul rând vreau să îl pun la punct magazinul ăsta foarte bine și să mă ocup în continuare de el și mai departe să mă dezvolt, dar prin alți oameni, să zic așa. Adică preparatele tot eu să le pregătesc, să fac ca o mică fabricuță, să fac o franciză pe care să o dau mai departe la oameni pasionați, dar eu să le pregătesc toate. Asta e foarte important pentru că altfel sunt foarte mulți oameni care au reușit cu un restaurant sau cu o măcelărie sau cu ceva și în momentul când s-au extins și nu mai fiind de acolo permanent, a scăzut exact. Automat calitatea și exact. Au pierdut automat imaginea pe toată rețeaua respectivă. Da, tocmai de asta mi-e frică. Și atunci dacă tu prepari, adică să ai controlul preparatelor, controlul mărfii de unde vine și... Exact. Doar de la tine să ia și atunci doar ai ok, de la știi? Mine să ia, doar eu să le distribui, doar să se folosească de experiența mea și pentru vânzarea produselor, exact. Adică să nu-și ia mai mult decât are nevoie, să așa le controlez foarte bine dintr-un singur loc, atâta timp cât pleacă toată marfa dintr-un e singur e foarte loc. Important asta. Da, așa fiecare să-și prepare cum vrea. Mai, e un pic mai greu la partea de servire cu oamenii, că aici e, da. Avem mult de lucrat. Odată că nu găsești oameni și da. A doua oară chiar dacă găsești, dacă e oameni mai în vârstă, zic așa, mai în vârstă, la 35-40 și au crescut un anumit mediu și cu un anumit anturaj, e foarte greu să-i mai duci să zâmbească, să vorbească frumos,
de multe ori intri în magazin și acum și la rețele mari de magazine vorbesc, care ar trebui să facă training la oameni și nici te bagă în seamă, stau de vorbă între ei și au așa o față, parcă i-ai deranjat că ai intrat în magazin, exact, știi? Exact. Și atunci prefer să cumpăr de la un magazin de ăsta unde e cineva care îmi zâmbește și se poartă frumos și asta, decât să mă duc să se uite urât la mine, știi? Da, adică da, contează da. Foarte mult. Și dacă ai marfă bună, dacă nu ți-o vinde ăla care trebuie, da, da. Și dacă patronul, și în București, pe unde mănânc eu, de exemplu, acasă e David, e Moni acolo patron, care el a crescut pe lângă taică-sau care a fost patron la McMoney's, în restaurant renumit, și de la 10-11 ani a stat prin restaurant. Și băiatul ăsta de dimineață, dacă te duci la 10 acolo, la 2 acolo, seara e acolo. Deci el în fiecare zi, 7 zile pe săptămână, e permanent, permanent acolo. Nu știu mai, adică și-a dedicat tot timpul și nu s-a mai extins nu știu unde și mai făcut un restaurant chiar lângă și trece de la un metru la altul, e chiar lipit, perete în perete, știi? Da, 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 da. Că altfel nu mai poți, adică sunt mulți care s-au extins și au pierdut tot din cauza că n-au cum să mai controleze peste tot și nu găsești oameni de încredere, bă, am un manager bun sau nu există așa ceva, adică da, orice exact. Bani ai dat și orice asta, dacă nu ești tu permanent acolo, adică business-ul de genul ăsta cum e a tău, cum ai zis tu, bă, îmi fac franciză peste 5 ani, dar automat trebuie să prepare-o, să găsesc eu furnizorii, să-ți impun de unde să iei, să, cum să vin, training cu personal și mai departe. Adică doar așa poți, știi? Pentru că altfel îți pierzi că, dându-i franciză, el îți folosește numele pe care tu l-ai creat pentru măcelerea asta. Exact. Și omul văzând afară același nume și bă, acolo a fost prost, s-a uitat de la urât la mine sau carnea mirosea, că era veche de acum două zile, nu mai intră nici la tine și pierzi pe toată rețeaua. E foarte, foarte important exact, când exact. Te extinzi la franciză să ai controlul total ai asupra... controlul, da, da, da. Și să te extinzi cât poți să controlezi. Asta, cel puțin asta am învățat în toți ani ăștia, să nu mă întind mai mult decât pot eu să conduc și să controlez. Exact. Adică să nu visezi, degeaba visezi că vrei să faci milioane de euro, dacă nu ești capabil să-i controlezi, să poți să te descurci cu ce exact. Vine din spate pentru succesul. Dacă e să faci milioanele, vin de la sine. Dacă tu visezi tot timpul milioane, ești nefericit și încerci să faci prostii ca să ajungi la milioane. Și când, da, când ai ajuns la milioane, îți dai seama că ești mult mai puțin fericit decât erai când aveai 100 de mii, știi? Și atunci, bă, dar m-am chinuit atât, am ajuns la milioane și, de fapt, nu sunt satisfăcut cu alții. Eu fericirea am găsit în momentul când am avut destui bani încât să pot să ajut o altă oameni. Nu contează că a fost 1 milion sau 10 mii sau 20 sau ceva. În momentul când am avut suficienți bani încât să pot să fac bine jurul meu, să ajut altă oameni, a fost cea mai mare fericire posibilă din lume, știi? Da. La asta m-au ajutat milioanele, nu altceva. Adică nu, dacă nu puteam să ajut altă oameni, nu eram mai fericit cu nimic absolut. Adică nu am simțit diferența de fericire între 10.000, 100.000 sau 1 milion. Așa știi? Da, da, da. Ce sfaturi ai pentru tinerii ăștia care se uită la noi? Să muncească, să pună mâna să muncească, să nu mai piardă timpul în fața telefonului, calculatorului, să ducă la muncă, să înceapă, să facă. Dacă n-au posibilitatea să urmeze studii superioare, să ducă la muncă, să fie punctual, să-și vadă de treaba lor și să... Deci doar prin muncă poți să reușești, doar nu? Doar prin muncă. Eu doar așa tu am ești un exemplu. Nu am văzut nicio variantă. N-am intrat niciodată într-o sală de păcănele. Nu, adică întotdeauna am știut că nu există venituri din astea. Câți ani ai Liviu acum? 35. Mulți înainte. Mulțumesc la când aveai 25, te duceai până cluburi noaptea, pierdeai timpul până cluburi, până astea? Nu când aveam 25. Discoteci? Când aveam 18, 19, 20. Te duceai la voi la Giurgiu, la discotecă? A, aici. Când aveam în București. Te duceai la discotecă sau unde? Mă duceam în regie, în cluburi. Mă duceam în regie, în cluburi. Sâmbăta, da, moderat, așa. Mă duceam. Să dai până dimineața? Stăteam până dimineața, că era distracție pe vremea aia destul de puternică. Te îmbătai? Nu prea mă îmbătam că trebuia să ajung la oameni ăștia acasă unde stăteam și mi-era rușine. Era rușine de ei, nu? Da, exact. N-aveam cum să mă îmbăt. Fumezi? Ai fumat? Am fumat. De 3 luni m-am lăsat și de fumat. O să fie greu vreun an de zile. Acum depinde și cât ai fumat, greu. Știi? Am fumat destul de mult. Eu am fumat 20 de ani. Eu am fumat 20 și mi-a trebuit cam 5 ani să nu mai vine să fumez când fuma cineva lângă mine. Da, da, da. Dar în primul an, să zic așa, mă visam noaptea că sting țigări în scrumieră și mă speriam așa că m-am apucat iar de fumat și mă trezeam transpirat da, așa. Și eu am visat de câteva ori. Ai visat, nu? Că am fumat și zic, Doamne, zic, ce? Miroseam mâinile să văd dacă... Primele 6 luni nu mai beau nici cafea, nici alcool, că am zis că în momentul când bei alcool sau cafea, îți vine imediat să fumești. Atunci da, am renunțat da, și da, la da. Alcool și la cafea și la tot. Adică de unde beam 10 cafele pe zi, n-am mai băut o cafea 6 luni de zile, știi? Până mi-a dispărut puțin. E ca orice viciu, da, intri exact. În... Da, cafeaua încă o beau, beau 3, parcă nu funcționez dimineața dacă nu bag 3 dar nu, cafele. Îți vine să fumezi, nu? Îmi vine să fumez, dar mă abțin, n-am ce să fac. Eu m-am îngrășat 25 de kg, că lucrând pe vremea aia în casino, că m-a lăsat de fumat, erau mâncăruri, prăjituri și obișnuit tot timpul cu țigara, cu țigara, cu țigara, puneam mâna, bau o fructă, bau o prăjitură, bau o de aia, bau o de aia, știi? Și mâncam în continuu, da, fără oprire, da, fără oprire, nu puteam să mă opresc. Și mâncam la 3 dimineața, când mă culcam, dai seama, stăteam la muncă până la 4-5 dimineața și mâncam până dimineața. Eu am noroc că muncesc foarte mult.
De exemplu, ajung dimineața la magazin la 6. Asta era următoarea întrebare, cam care e programul tău zilnic? La 6 dimineața, 6 și jumătate, în cursul săptămânii. Marți, miercuri merg puțin mai târziu la 7, dar pe urmă de joi încolo la 6 sunt acolo. Îmi pregătesc marfa, întotdeauna încerc să-mi tranșez ce e de tranșat de seară. Să le tranșez carcase, ce am de piesele de tranșat. Și dimineața mi le iau din navete, mi le pregătesc, le fasonez și le aranjez pentru vitrină. Preparatele întotdeauna le fac după o zi pe alta, adică le fac de seara dimineața să pot să fac cărnații mici, să pot să le trag să stea măcar, să stea carnea la rece, să prindă și gust și tot ce trebuie, dar nici mai mult, cum zic unii, trebuie să stea 3-6 de ore sau că altfel nu mai are prospețime carne. Și pe urmă începe vânzarea la 9 deschid. Eu mă ocup și de vânzare, eu vând toate produsele, doar eu stau la vânzare. Am doi băieți în spate care îi pun eu ce să, îi pun să facă ce... Ajutoarele tale, cum ar veni. Să spele tăvile, să curețe ardei pentru frigărui, să taie carnea pentru frigărui, adică nu îi las la piese să le fasoneze. Asta mi le pregătesc deci eu. Tu. Da, da. Îmi iau marjă din timp cât să pregătesc pentru dimineața, începe vânzarea, urmă se mai oprește vânzarea la un moment dat, am timp din nou să pregătesc o oră, două, adică eu n-am scaun. Care sunt orele de vârf, Liviu? Dimineața de la 9 la 1, după care e o perioadă de vreo 2-3 ore. Până vine lumea de la muncă. Și cum iese de la muncă, pac. Și pe urmă cum iese de la muncă, se aglomerează. Și seara la ce ore termin? Și seara închid la 7 și jumătate. Încerc să închid la 7 și jumătate, dar dacă mai apare... Până pleci acasă, până asta se face 9, se face 9, da. Deci 6 dimineața cu 9 seara. Da, cam asta e programul tău de patron, de antreprenor. Da. Și în ziua de luni mă trezesc tot foarte dimineață, că trebuie să plece copiii la școală, trebuie să... așa. Trebuie să merg la contabilă, trebuie să mai fac, mai am câteva restaurante care le livrez și le livrez lunea, le pregătesc de duminică. Le livrezi tu? Că eu mă bucuram că mi-ai spus că lunea nu ai deschis și mă gândeam, uite, Liviu se odihnește lunea. Nu, merg și livrez. Am câteva restaurante care le livrez lunea și joia, că începe aglomerația la mine de mai puternic. Restaurante sunt din zonă sau din București? De unde sunt? Păi sunt din București, din Popești. Adică cât am putut eu, restaurantele, să zic, care mi-au fost băieții mai aproape, prieteni cu mine și care m-au rugat să le aduc și lor marfă, că știu că e foarte de calitate, dar așa nu am fost pregătit. Deci practic muncești 7 zile din 7. Da, da, exact. Nu sunt pregătit să vând la restaurante, că nu îmi permite spațiu. Nu. Și încerc să mă axez pe clientul care vine la mine la vitrine să aibă parte de o experiență unică, de la servire până la marfa pe care o cumpără. Și atunci eu trebuie să am grijă să fie tot ok și până îmi formez o echipă lângă mine care să mă înțeleagă și să mă împrea din responsabilități, sunt sigur că o să mai dureze. Și acum vacanța, ți-ai mărit-o de la o săptămână la o lună sau ți-ai redus și săptămâna aia? Nu, acum mi-am mărit-o. Ți-ai mărit-o, nu? Dar în felul următor, în ianuarie, imediat după 31 decembrie, în ianuarie, 2 săptămâni, după 1 până pe 15, pentru că e o perioadă destul de slabă pentru măcelării. Și în august, imediat după Sfânta Maria, a doua zi, 2 săptămâni. Bravo. Asta e concediu în care închid măcelăria. Eu și băieții pe care i-am acolo ne luăm concediu și fiecare face ce super, face cu super. Timpul lui liber. E foarte important să te odihnești, să poți să te refreșezi un pic, să petreci timp cu copiii, că fiind de dimineața până seara și stând copiii doar cu doamna, e destul de dificil. Și atunci e foarte important timpul petrecut cu familia și în vacanță tot timpul toată lumea împreună și atunci e mult mai bine. Doar că copiii îmi dau putere foarte mare. Mai mă întreabă și băieții care i-am la muncă. De unde ai energie? Atâta energie, de unde a putut. Aceeași întrebare mi-o puneam și eu când lucram cu... când la fostul loc de muncă, aceeași întrebare. De unde are atâta putere? La început. Până îmi spunea el, băi, lasă-o mai ușor, mă, că nu e ok, o să vezi tu că după 35 de ani nu mai e chiar atât de, da. De ușor. Și, adică vezi lucrurile altfel când treci prin ele. Normal. Și când copiii mei ajung acasă și îmi spune, tati, să știi că suntem mândri de tine, atunci... Da, e cea mai mare satisfacție. Exact, da. Da. Și încerc să-mi fac treaba cât mai bine. O fac cu pasiune pentru că... chiar îmi place. Nu poți să faci altfel, nu poți să reușești în viață dacă nu faci ceea ce îți place și cu pasiune. Da. Adică chiar dacă vezi că vecinul face bani cu măcelărie și tu în viață ta n-ai văzut cum se tranșează, cum se scoate ceva din bucata aia sau ceva, nu poți să faci nimic. Adică exact. Îmi place să stau de vorbă cu clienții, să-i servesc în cel mai frumos mod. E foarte mod. Important asta. Pentru că eu le pun întotdeauna la casolete și îi spun, pune
pune-mă mamă, mai sunt băbuțe, pune-mă mamă în pungă, nu mai îmi pune mie în tăvi din alea. Zic, da, mama, zic, ăsta e conceptul nostru, zic, trebuie normal să vă obișnuiți să fiți servită cum trebuie, igienic. Ei săraci, dacă toată viața le-a aruncat în o bucată de carne într-o pungă de plastic, li se pare că e ceva... Să primiți bon fiscal când cumpărați ceva, zic că nu e chiar așa ușor. Normal. Și pe lângă asta au venit foarte mulți clienți în zonă cu plata cu cardul, că nu sunt obișnuiți pe acolo să se plătească cu cardul și atunci... Ți-ai pus POS, nu? Da, mi-am pus POS încă de la început, că știam că ăsta e viitorul, n-ai cum să super vine omul să-ți plătească cu cardul și zici, păi stai că... Mă bucur mult că te-a cunoscut, Liviu. Ești un om deosebit și îți doresc mult succes în continuare și oricând ai nevoie, telefonul meu, dacă vrei un sfat sau ceva, cu mare drag. Mulțumesc și sunteți un exemplu și pentru mine și pentru toată lumea. Mă străduiesc și eu, mă străduiesc. Mulțumesc mult de tot. Sărbători fericite. Mulțumesc, sărbători. Doamne ajută. Mai bine, Doamne ajută. Dragii mei, ăsta a fost podcastul de azi. Sper că v-a plăcut și vouă. Ați văzut un exemplu de reușită în viață, prin muncă, prin seriozitate, prin corectitudine, prin respect față de semenii. Doar așa se poate reuși, cum am mai spus. Lăsați îmbogățirile rapide. Nu mai visați câștig peste noapte. Mergeți la muncă, chiar dacă e salariul minim pe economie. Cineva vă va remarca, cum a început și Liviu, de la zero, de la salariul minim pe economie. Încet, încet, încet. Dacă vezi că patronul își bate joc de tine sau nu te apreciază sau așa, te muți, schimbi 10 locuri de muncă în 6 luni de zile și tot găsești pe cineva să-ți aprecieze munca ta și efortul pe care îl depui. Doamne ajută, să ne auzim cu bine, să ne vedem cu bine. O zi minunată!